Se vor lansa noi linii de finanțare prin AFIR, fiind dedicate persoanelor care vor să investească în afaceri lansate. Astfel au fost publicate pe pagina oficială de internet ghidurile solicitantului pentru obținerea sprijinului financiar prin submăsurile 6.2, sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale, și 6.4, investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole. Sprijinul public nerambursabil se acordă în cazul submăsurii 6.2 sub formă de sumă forfetară, funcție de tipul investiției, respectiv ca primă în două tranșe, 70% imediat după semnarea contractului de finanțare și 30% în funcție de implementarea corectă a planului de afaceri. Iată cine poate accesa aceste măsuri prin care se pot primi sume ce pot ajunge până la 200.000 de euro. Solicitanții eligibili în cadrul submăsurii 6.2 pot fi fermieri sau membrii unei exploatații agricole care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități neagricole pentru prima dată în spațiu rural. Totodată sunt eligibile micro-întreprinderile și întreprinderile mici existente care își propun activități neagricole pe care nu le-au realizat până la data aplicării pentru sprijin. Sesiunea pentru primirea cererilor de finanțare se va desfășura în perioada 29 octombrie 2021-31 ianuarie 2022 pentru submăsura 6.2, iar pentru 6.4 în intervalul 2 noiembrie 2021-1 februarie 2022.